meditam asupra cuvântului Dumnezeu și în timp ce meditam, că dintr-o dată așa am auzit puterea de a alege, văzând și cunoscând multe situații ce se întâmplă astăzi în lume și uitându-mă la consecințele binecuvântate sau blestemate, mi-am dat seama cât de importantă este alegerea în viață. Avem câteva versete, și apoi o să intrăm mai în profunzime, și mă rog ca Duhul Domnului să ne deschidă inima și prin Duhul Sfânt să pătrundem atât de mult în inima noastră încât să realizăm ce alegere am făcut sau ce alegere trebuie să facem în viață, că este foarte important. Și dacă stăm să ne gândim de atâtea ori, facem atâtea lucruri fără să ne gândim că, de fapt, a fost o alegere greșită și apoi plătim consecințe. S-a fost o alegere bună și apoi suntem bine comentați La Deuteronom 30 cu 15 spune, iată, îți spun astăzi înainte viața și binele, moartea și răul. Căci îți poruncesc azi să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, să umbli pe căile lui și să păzești poruncile lui, legile lui și rânduiele lui ca să trăiești, să te mulțești și ca Domnul Dumnezeu tău să te binecuvinteze în țara pe care o vei lua în stăpânire. Vedem la versetul 19 din nou. Iau azi cerul și pământul martori împotriva voastră, că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta. Iubim pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul lui și lipindu-te de el, strânși, alipiți de Domnul. Asta vrea Domnul. Și mai avem câteva versete, dar mai la urmă. Eu cred că cea mai importantă abilitate pe care o putem să o dezvoltăm în viața noastră este capacitatea de a face alegeri bune. Alegerile sunt atât de importante fiecare amănunt vorbesc din punct de vedere omenesc, spiritual, academic, familiar, din toate puncte de vedere, totul sunt niște alegeri în viața noastră, dar noi nu realizăm. De exemplu, alegerile pe care le facem cu privire la mâncare. Aceasta ne ajută foarte mult și influențează viața noastră, sănătatea noastră. Dacă alegerile pe care le facem în momentul când mâncăm, stai puțin, atâtea mâncăruri sunt, mai ales astăzi un belșug de tot felul de mâncăruri, este o alegere să mănânc sănătos sau este o alegere să mănânc de toate, că poftesc, aduceți-vă aminte, pofta ochilor care nu-i plăcută lui Dumnezeu și ne face atâta rău, este o alegere. Alegerile care noi le putem face uh, în, în viața de zi cu zi, în ceea ce noi gândim, în ceea ce vorbim, ne va aduce mare binecuvântare dacă alegem corect. Dacă noi facem alegeri cu privire la viața de familie, la căsnicie, ne gândim înainte să facem un pas, o să mai vorbim mai la urmă despre aceasta, la fel vom avea de suferit sau vom avea binecuvântări. În același timp vreau să menționez că, ca și copilul lui Dumnezeu, chiar dacă am făcut alegeri greșite în viață, El ne iartă, El ne primește. Uneori plătim consecințe, dar și atunci El este lângă noi, e greu, dar asta este consecința alegerilor noastre. <coughs> Noi trebuie să ne gândim că în momentul când facem o alegere, avem o mare responsabilitate în același timp. Faci o alegere să te duci la o școală, la o facultate, e mare responsabilitate. Faci o alegere, cum am spus, să-ți iei un serviciu. Acolo sunt foarte multe responsabilități. Nu e doar, ne gândim doar la primul pas. Deschizi un business, sunt foarte multe responsabilități. Deci faci o alegere, dar gândește-te la responsabilități și la consecințe bune sau rele. Și gândește că pe parcursul vieții vei întâlni foarte multă opoziție, chiar dacă este și binecuvântare. De aceea, din star, noi trebuie să ne gândim, ok, mi-a venit acest gând, mi-a venit această idee, am această dorință. Fac pasul acesta, aleg această persoană. Hai să revenim din la căsătorie, că îmi place de ea sau de el. Dar necunoscând mai multe lucruri din viața lui sau viața ei. Și după vreme ajunge ceartă și ajunge la divorț. Deci ce? Pentru că alegerea a fost pripită, a fost bazată pe emoții de moment. Neștiind ce va dura, ce va veni în viitor. Și dacă nu ești pregătit să înduri, dacă nu ești pregătit să ierți, dacă nu ești pregătit să plătești niște consecințe, va fi foarte greu. De aceea vă spun, pentru că primesc zeci și sute de mesaje referitor la căsnicie și câte probleme, sunt în familie. Sunt niște alegeri. Dar acum, normal că în momentul acela tu nu știai ce vă urmează să fie. De aceea avem nevoie să fim echipați spiritual ca să putem să ne schimbăm viața, să mergem înainte. Alegerile noastre nu este decât un eveniment. Acum am ales ceva și aceasta va fi pentru totdeauna, nu? În fiecare zi facem alegeri noi. Bineînțeles, de exemplu, ți-ai cumpărat o casă, tu nu mai cumperi a doua zi. Poate în viitor, poate o schimb, poate o cumperi, o vin și cumperi alta sau o mașină. Deci mă refer la lucrurile, deciziile noastre zilnice în ceea ce vorbim, ceea ce gândim, ceea ce facem. Este continuu viața noastră, alegeri peste alegeri. Um, este foarte important să recunoaștem pe, pentru că alegerile pe care noi le facem um, sunt influențate de foarte mulți factori, intern și extern. Și hai să ne gândim. Pentru că am mai auzit discuții și judecăți la adresa multor persoane când au făcut anumite alegeri în viață. Și am zis, stai puțin, nu judeca acea persoană că nu gândește ca tine și nu poate să fie ca tine. Depinde foarte mult de locul în care te-ai născut, Depinde de mediu, depinde de familie, depinde de cultura, educația, biserica, mintea omului respectiv. Că unii sunt mai deștepți, alții sunt mai puțin deștepți. Da? Unii sunt plini de râvnă să facă, să alerge, alții sunt mai liniștiți și mai timizi. Nu poți să-i ceri unei persoane la fel ca și cealaltă. Da? Eu am putut, eu am reușit. Tu de ce nu? Pentru că în viața celor multor persoane sunt foarte mulți factori negativi care nu pot să aleagă, cum ai ales tu sau cum am ales eu. De aceea trebuie să înțelegem. Persoanele respective care fac alegeri greșite au în spate un bagaj întreg de lucruri, poate stări negative. Una este să te naști într-o familie creștină. Poate e, oameni e, cu educație, sunt e, profesori, sunt doctori, sunt ingineri, care cât de cât au avut un alt stil de viață. Una este să te naști într-o familie mai înstărită, în care nu ți-a lipsit nimica. Și alta, să te naști într-o familie săracă, sau cu părinți care sunt divorțați, sau mama s-a -a, a murit, sau ai crescut undeva la țară, într-o cocioabă, de-abia ai mâncat, ai avut mâncare de azi pe mâine. Nu poți să-i ceri acele persoane să facă aceeași alegere care o face persoana care este înstărită, care are condiții. Cu toate că sunt și extreme. Unii care o duc foarte bine fac alegeri greșite, alții care o duc foarte rău fac alegeri bune. Depinde, dar de astea sunt rare cazurile, da? Și de aceea trebuie să ținem cont să nu judecăm, ci să încurajăm. E nevoie ca să învățăm, e nevoie să studiem, e nevoie să um, ne informăm. Astăzi avem suficiente informații din toate punctele de vedere că noi să facem alegeri bune în viața noastră. În același timp, fiecare decizie pe care noi o luăm și o facem nu ne afectează doar pe noi, în bine sau în rău, ci afectează familia, prietenii, colegii, comunitatea și chiar generația viitoare. Te-ai gândit vreodată la aceasta? Ok, decizia pe care tu o iei acum, ca și mamă, ca și tată, ca și copil, ca și creștin, și te -ai gândești doar la tine. Oare ți-ai pus întrebarea, această alegere pe care o fac va aduce binecuvântare în familia mea, în biserica mea, în comunitatea mea și chiar pentru următoarea generație? Sau este doar o decizie, o alegere de moment care e doar pentru mine și care va aduce multă suferință în casa mea, în biserica mea, în comunitatea în care sunt. Pentru că vrei, nu vrei, străim și avem o conectare unii cu alții, ca și în familie, ca și în biserică. Dacă cineva din biserică păcătuiește, toată biserica sufere, într-un fel sau altul, indiferent că e liderul sau este cineva care când sunt păcate care se dau pe față. Este o suferință. Când un copil decide să nu asculte de părinți, să fie rebel, să plece de acasă, să păcătuiască, toată familia suferi. Chiar dacă el zice, păi stai puțin, că am 20 de ani, am 30 de ani, fac ce vreau. Nu mai ești tu stăpân pe mine ca și părinte. Da, așa este, da. Vrei, nu vrei. Este o legătură de dragoste, de sânge, care afectează automat familia și suferă enorm. Și fiecare trebuie să ne gândim, ok, alegerile mele, deciziile mele, aduce bucurie familiei mele, comunității mele, la servici, în biserică, să aduce mai suferință. Cât timp ești radical și nu spasă, e clar că faci numai alegeri greșite și vei avea mult de suferit, dar este trist că și alții nevinovați vor suferi din cauza ta. Deci, mare atenție la alegerile care le faci. Deci, trebuie să ne gândim trebuie și să avem acest simțământ a responsabilității, să avem compasiune pentru pofta mea să sufere toată familia mea, pentru o plăcere de-a mea, pentru anumite dorințe care sunt de moment să fac să sufere toată familia. Deci trebuie foarte serios să ne gândim, ca și mamă, ca și tată, ca soție, ca și soț, ca și lider, ca și orice persoană ai fi. Trebuie să ne gândim foarte serios la fiecare detaliu, la fiecare decizie, alegere pe care o facem. Deci, noi trebuie să ne gândim înainte de a vorbi. Este o alegere ce vorbesc. Vorba mea va aduce rană? Voi răni? Sau voi binecuvânta? Da, dar trebuie să-i spun că ești mamă, că ești tată, că ești soție, că ești lider, că ești oricine ai fi. Trebuie să-i spun că e greșit, e greșită, m-a rănit, m-a supărat. Ok, este o alegere. Cum să-i spui, când să-i spui. Și care va fi rezultatul? Rezultatul va fi că ai rănit, ai distrus mai mult, ai ajutat cu ceva. Pentru că acum internetul este plin de tot felul de atacuri la, la adresa. Fraților, surorilor, unii împotriva altora, că a zis că n-a zis că a făcut, că ce a făcut și tot așa. Ai dreptate și vedem cu toții cât păcat este în biserică și începe să se expună. Dumnezeu îngăduie expunerea multor greșeli, multor păcate. Dar nu sunt eu chemată să judec și să fac eu dreptate. Eu trebuie să mă gândesc. Am eu Inima lui Hristos? Este o alegere? Să plâng cu El? Să ard, cum spune Apostolul Pavel, este cineva care a căzut în păcat și o să nu ard? Sau îmi place să rănesc, să atac, să expun, să arăt cu degetul. Aduceți-vă aminte când am vorbit despre la Isaia 58, ceea ce ura Domnul, ceea ce oprea oamenii să vadă lumina lui și binecuvântarea lui sau de vocea lui, au fost oamenii care arătau cu degetul, acuzatori, vorbiri de rău. Să nu, să dea Domnul să nu fim acele persoane, să alegem să binecuvântăm, să alegem să ne rugăm, să alegem să plângem, să alegem să fim diferiți, plăcuți lui Dumnezeu. Crezi că Domnul se bucură de o persoană care doar pe internet judecă și um, vorbește de rău pe toți frații și sororile care au făcut ceva sau îi se pare lor că au greșit? Îi place Domnului asta? Gândiți-vă, sau îi place de persoana care, chiar dacă vede, chiar dacă așa este, se duce și plânge, se duce și se roagă, se duce și mișlocește, pentru că realizează că alegerea acelei persoane a rănit întreaga familie, întreaga comunitate, întreaga biserică și mă pun pe scaunul acuzatorului, este o alegere sau mă duc să stau la picioarele Domnului, să plâng cu el, să mă rog cu el și să binecuvintez cât putem să ajutăm. Este o alegere. Dar din nou spun, acea alegere o fac, o facem, depinde ce e în inima noastră. Cum am spus, contează mediul, contează familia, contează nivelul de credință, nivelul de relație cu Dumnezeu. Multe persoane rănesc pentru că ele sunt rănite, Multe persoane vorbesc cu răutate pentru că încă în inimă sunt probleme nerezolvate. Este o alegere datorită condiții, condiției inimii acelei persoane. Deci dacă stai să studiezi oamenii și te uiți la ceea ce vorbesc, cum vorbesc, dacă ai studia puțin mai mult și bineînțeles și prin călăuza Duhului Sfânt, când ești în Duhul, realizezi ce în spatele acelei persoane de ce a ales să se răzbune? De ce a ales să vorbească așa? De ce a ales să fie bună sau să ierte? Te uiți și știi că în spatele acelei persoane, de fapt în inimă, sunt lucruri nerezolvate, sunt lucruri tulburi, sunt lucruri grele, răni, răutate, mânie, mândrie. Sau este un duc stropit, este o inimă frântă, o inimă care Dumnezeu a îngăduit zdrobirea ca să o facă să fie plăcută lui și să aibă milă și compasiune pentru toată lumea și să nu sară imediat să atace sau să judece. Și este gata să spele picioarele, cum și Domnul Iisus a făcut lui Iuda. E nevoie de schimbare, este o alegere, să-mi schimb mintea. Cum ne spune la Roman 12, avem nevoie să ne schimbăm mintea, gândirea noastră, bazată pe Cuvântul lui Dumnezeu. Nu să fim noi cei legaliști și cei care doar lovim și facem dreptate. Oare s-a schimbat cineva? Poate s-a schimbat și depinde de mediul în care trăim. Foarte mult, să știți. Spunem cu cine te împrietenezi, să spun cine ești. Este adevărat acest proverb. Românesc, o fi și în alte țări, dar l-am auzit de mică, nu. Foarte mare influență are mediul în care trăiești, prietenii, biserica în care mergi, încredințările pe care le primești și paci alegeri bazate pe acele încredințări, pe acea atmosferă în care tu trăiești. Te întâlnești cu o persoană, două, trei, și dacă inima ta e plină de dragoste pentru Domnul, și vezi că și ceilalți vorbesc de Domnul, de minunile Domnului, cu durere răspunde încercările altora sau cum să ajutăm pe alții. Și dacă tu gândești la fel, deja este așa o, o frumusețe, o unitate care se face. Dar dacă tu ești total schimbat și lai pe Domnul, și te întâlnești cu anumite persoane și vezi că începe bârfa, începe uh, atacurile, mândria, ce faci? Este o alegere. Te unești cu ei și zici, da, așa este, bai, nu trebuia și încep să ta și tu? Sau ales să spui, nu, eu prefer să mă duc pe drumul acesta sau pe drumul acesta. Deci depinde de tine și cât ești de tare în încredințările tale, cât ești de puternic, puternică în ceea ce Dumnezeu te-a transformat. Și nu mai joci, și acum cu a tine, acum sunt și ca tine. Ai și tu dreptate, ai și tu dreptate. Este clar. Ori alegi să continui să fii tare în Domnul și să menții poziția de creștin, poziția de blândețe, de dragoste, de iertare, sau încep să te unești cu ceilalți care aleg să judece, să critique, să bărfească, să păcătuiască, să poftească și toate celelalte, dacă nu ești tare pe stâncă, ești ușor de influențat și poți să cazi. Vorbim de păcate, de plăceri, de discuții, în orice direcție. De aceea Duhul Domnului ne strigă și astăzi să venim să căutăm pe Domnul mai mult decât orice, să ne găsim bucuria și plăcerea în Domnul, ca să avem fundația credinței noastre este pe stâncă și stâncă este Hristos și relația noastră cu Hristos. Și atunci eu fac alegeri în viață bazat pe relația mea cu Hristos. Nu ceea ce zice lumea, nu ceea ce zice internetul, nu ceea ce văd, mă doare, dar fac alegeri după cum îi place Domnului pentru că El are acces în viața mea. Am ales să-L urmez pe Domnul, am ales să mor față de Eul meu, am ales să petrec timp cu Domnul, am ales lucrul acesta. Este foarte, foarte important. Alegerile sunt foarte importante pentru că ne controlează viața, ne scrie destinul, cu alte cuvinte. Foarte important sunt alegeri, m-am zis, care poate să te ducă într-un destin extraordinar, datorită alegerii tale care ai făcut-o acum 10 ani. Acum ești la un nivel înalt, fie academic, fie spiritual, din orice punct de vedere. A fost o alegere. Să nu te duci în lume și în păcat, ai ales să te duci la Domnul. A fost o alegere în viața ta când ai zis, da, vreau să-L ascult pe Domnul. A fost o alegere ca să te duci la școală, să faci o facultate, să găsești un uh, serviciu, un job sau te-ai dus într-o țară și cât de cât viața ți s-a schimbat. Da. Ne referim mai mult la cele uh, spirituale. Ce spune Dumnezeu despre alegerile noastre și vedem comparații, de exemplu, la Proverbe 15 cu 7, buzele înțelepților seamănă știință. Dar inima celor nesocotiți este stricată. Ce vreți să înțelegem de aici? Dacă noi suntem înțelepți, este o alegere în viața noastră ca să ajungem să fim înțelepți, atunci buzele noastre seamănă știință, vorbești cu înțelepciune. Cuvintele noastre sunt cuvinte drese cu sare și har, să, să dea har celor care le aud. Deci, e foarte important să avem cunoaștere, să căutăm înțelepciune în viața noastră ca să semănăm și ceea ce noi semănăm după vreme vom culege. Proverbe 22 cu 8, cine seamănă nelegiuire, nelegiuire va secera și nu iau a nelegiuirii lui, este gata. La 2 Corinteni 9 cu 6 ni se spune, să știți cine seamănă puțin, puțin va secera, iar cine seamănă mult, mult va secera. Deci, semănat înseamnă gândire, vorbire, bani, fapte bune, sunt ca niște semințe. Cuvântul Domnului este o sămânță. Depinde ce semeni aceea vei culege. Nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă bajocorii. Ce seamănă omul, aceea va secera. Cu alte cuvinte, ce alegi să faci în viață, aceea tu vei secera. Aceea binecuvântare sau blestem vei avea. Galaten 6.8 Cine seamănă în firea lui pământească, va secera din firea lui pământească. Putrezirea, dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viață veșnică. Ajungem din nou la fire și la Duh. Aceasta în fiecare zi avem de-a face cu firea și cu Duhul. Cu cât noi nu ne hrănim din Domnul, din cuvânt, nu petrecem timp cu Domnul, și hrănim firea noastră pământească, cu internet, cu tot felul de prostii și glume și bârfe și lucruri urâte. Tu ai hrăni firea. Și ce te aștepți să dai? Că tu asta ai semănat în mintea și în inima ta. Și când te întâlnești cu cineva, tu asta vei vorbi, aceasta vei gândi. Și foarte trist, s-ar putea să faci alegeri în viață, depinde ce ai semănat în inima ta și în mintea ta. Și spune clar, cine seamănă în firea lui pământească. Noi semănăm în firea pământească când ne angajăm în bârfă, ne angajăm în critică, ne angajăm în judecată, când acuzăm și arătăm cu degetul la frații noștri, când poftim și stăm toată ziua la filme și la mai știu eu ce. Deci noi atunci am semănat în firea noastră pământească că ne place să bârfim, ne place să ne uităm la tot felul, ne place. Și ce te aștepți să culegi cu trezirea, spune clar cuvântul Domnului? Pe când dacă noi semănăm în Duhul, cum? Păi eu vreau să hrănesc Duhul prin cuvânt, prin rugăciune, prin predici, prin închinare, prin facere de bine. Să petrec timp cu Domnul totdeauna să fiu plăcută Lui. Atunci e clar că vei culege, vei secera în Duhul viață veșnică. Vom fi cu Domnul. Este o alegere. Gândește-te toată ziua. Ce semen tu? Semeni în firea pământească sau semeni în Duhul faci alegeri care îi place firii tale sau faci alegeri care îi place Duhului Sfânt? Este o alegere. Și cum să mă schimb? Păi depinde de noi ce alegem, da? Um, și este clar că dacă noi alegem în viața aceasta pofta trupului, că e mâncare, că e sex, că ochii să vadă tot felul, ce nu, nu te mai satur câte filme și câte lucruri sunt care tot timpul sfură timpul și ore întregi că ai văzut-o și pasta și pasta și pasta și la urmă rămâi cu nimic, dar în tine s-a ceva. Deci în momentul acela ce crezi că va crește când semeni pofte pentru trup? Acestea vor crește și începe să te domine. Dacă alegi să urăști, să bârfești, vei fi plin de ură. Dacă alegi să fii neascultător sau rebelios, atunci devii unealtă mâna vrăjmașului. Rebeliunea zice, este la fel ca și vrăjitoria. Dacă alegi credința, vei deveni un om credincios, o persoană credincioasă, nu? Dacă alegi să iubești, vei deveni plin de iubire și seme cu Hristos, pentru că e o poruncă și iubirea Lui turnată în noi, ne-o dăruim mai departe Lui și celor din jurul nostru. Dacă alegem înțelepciunea și studiem înțelepciunea și practicăm înțelepciunea, devenim oameni înțelepți pentru noi și pentru cei din jurul nostru. Deci, cu ce alegi să te hrănești? A ce vei deveni. Ce, cu ce ne hrănim? Ce alegem să băgăm în trupul nostru, în sufletul nostru, în duc sau în firea pământească? De deci, ce, cum am mai spus, contează foarte mult cu cine vorbești, cu cine te întâlnești, cine sunt prietenii. Tu îi alegi. Nu ești obligat, tu alegi lucrul acesta, ce asculți, la ce te uiți. Um, toate aceste te ajută, te cresc, te ridică, te descurajează, te încurajează. uite te puțin la roadele a alegerilor tale, referitor la prieteni, referitor la uh, întâlnirile care, la care mergi, referitor la ceea ce vezi, la ceea ce vorbești, la ceea ce asculți lucrează în tine, crezi că vor ieși binecuvântări? Sau te tulbură mai tare, te agiți mai tare, ești mai mânios sau mai mândru? Gândește-te la lucrul acesta. Vedem, Adam și Eva a ales. A ales ceva care i-a plăcut. Alegere greșită. De unde sufere toată lumea. Dar nu, numai ei sunt vinovați. Și noi, că acum noi suntem vinovați pentru greșele noastre, pentru păcatele noastre, plătim consecințe datorită alegerilor noastre. Multe situații pot veni în calea noastră. Traume, accidente, probleme. Și atunci este o alegere să continui să mă cred în Domnul sau nu. Continu să primesc mesaje de la persoane disperate care la un moment dat nu mai știu unde Dumnezeu, chiar mai mă iubește, chiar mai există Dumnezeu, de ce mă lasă să trec pe aici. Toți trecem sau am trecut prin astfel de lupte. Din nou spun, este o alegere, în ciuda faptului că Dumnezeu nu ți-a răspuns și ca una care am trecut pe acolo. Când Dumnezeu nu îți răspunde, este cel mai greu moment, momente în viața unei persoane creștine. Când Dumnezeu nu ți-a răspuns și tu ai avut toată încrederea și te lasă într-o groapă neagră. Este o alegere să te despargi de Dumnezeul care nu există pentru tine în acele momente, nu-i pasă, așa pare sau alegi să-ți ridici ochii spre el și spui, Doamne, chiar dacă nu înțeleg, chiar dacă mă doare, chiar dacă este atât de greu, aleg să mă cred în tine, aleg să te laud, aleg să-ți mulțumesc, aleg, Doamne, să stau la picioarele tale, în smerenie, în umilință și aleg să cer mila și îndurarea ta în această vreme atât de grea, de eu de tine nu mă despart. Eu de tine nu mă las, că atunci ești urmărit de diavolul mai mult ca oricând când suntem în greutăți. Cel mai mult, diavolul ne atacă când trecem prin încercări. Care le simți, care te dor, trupești, sufletești, familiare, biserică, atunci este cel mai greu. Pentru că nu înțelegi de ce treci pe acolo, nu înțelegi de ce s-a întâmplat acele lucruri, nu înțelegi ce vrea Domnul de la tine. Și Dumnezeu tace. Este cel mai greu când El tace. Am un mesaj, puteți să-L urmăriți pe YouTube. Este cel mai greu când Dumnezeu tace. Dar atunci Dumnezeu e ca și cum se uită la tine să vadă ce alegi. Deavolul vrea să-ți fure credință. Aleg să continu să mă încred în Domnul? Sau aleg să mă supăr? Și ce rezolv? Ești în totală tulburare, agitare, supărare, rebeliune. Niște stări demonice se întâmplă în sufletul omului care este supărat pe Dumnezeu. Este atât de greu, e atât de grea situația te cred. Dar, du-te și caut atunci alte mii de versete din Biblie care spune despre bunătatea lui Dumnezeu, despre dragostea lui Dumnezeu, despre promisiunea lui Dumnezeu, care să te ridice, care să te încurajeze, să ieși de acolo. Nu alege ce vrea deavolul. Nu alege să te superi și te retragi și unde e Dumnezeu? De ce mai spune Dumnezeu? Dumnezeu nu mai există, unde este? Nu mai îmi pasă, nu lui nu, nu mai iubește, lui place doar suferința, îi place doar necazul. Ah. Nu înțeleg. Dar eu știu un lucru, chiar dacă nu înțeleg și pare că așa este, cum spui tu, eu știu că el este bun și în veac ține durarea lui. Eu știu că numele lui este Emanuel, care spune că el este cu mine în orice moment. Eu știu că e un Dumnezeu care iartă, chiar dacă am păcătuit, dacă vin cu pocăință la El. Eu știu că are un viitor și o nădejde pentru mine. Eu știu că este comul smerit și zdrobit, chiar dacă locuiește în locuri înalte și în sfințenie, așa cum spune la Isaia 57 cu 15. Eu știu că lui îi place un duc zdrobit. De ce? Mi-a zis odată, pentru că atunci ești lut moale în mâna mea să fac ce vreau eu din tine. Și mă duc și mă hrănesc cu versetele chiar, care îmi duce mintea, emoțiile, gândirea și ridică credința în cine e Dumnezeu cu adevărat. Nu mă blochez în circunstanța mea critică, care nu văd niciun rezultat și nu văd nicio luminiță la capătul acestui tunel negru de durere și suferință. Dar prin credință aleg să-mi ridic ochii spre munți. La Domnul, de unde vine ajutorul? La Domnul care a făcut cerul și pământul și ajutorul tu nu vine. Și atunci ce să fac să mă supăr pe el? Nu. No. El este cea mai minunată persoană din univers. El este cel care are un plan. Că nu înțeleg, asta e partea mea, e problema mea. Că nu înțelegem. Dar eu știu că el este cu noi. Și cu cât îți întorci privirile spre Domnul Isus, te uiți la frumusețea lui, te uiți la crucea lui, la dragostea lui, te luminezi, bucurie. Ce poți să faci când vezi, și chiar am văzut câteva documentarii, ce mare prigoană este astăzi în toată lumea. Trăim niște vremuri atât de grele și din ce în ce vor fi mai grele, de aceea avem nevoie să fim atât de aproape de Domnul, strânși, alipiți de Domnul. Și totdeauna privind la El, nu la circunstanțe. Dumnezeu ne va da har să trecem prin orice problemă. Asta nu înseamnă că te scutește, nu, e un har, e o putere. Cum zice Pavel, găsesc plăcere în slăbiciuni, că atunci el mă întărește. Atâtea prigoană este în toată lumea. Ascultam un mesaj, un documentar, un pastor din China, dar era în America, a fugit în America, și chinezii au în jur de 1 miliard 300 de milioare, milioane de oameni. Gândiți-vă, peste un miliard. Fiecare persoană sunt deja um, controlați de aceste camere video, cel puțin câte două, oriunde. Nu poți să faci niciun pas, oriunde ai ascunde, oriunde ai duce, ești urmărit. Bisericile care încă sunt și supraviețuiesc, obligate sunt să aibă astfel de camere în biserici ca să vadă ei tot ce se întâmplă și cine vine. Este atâta prigoană, atâta suferință. Pentru orice trebuie să cânte imnul Chinei, trebuie să pună, noi știm asta, tabloul președintelui în biserică. Deci și este atâta suferință, sunt multe biserici underground, deci ascunse și se multiplică în același timp. Dar suferință, moarte, pentru orice lucru cât de mic, pușcărie 10, 15, 20 de ani și torturați. Am văzut prin Africa mai multe țări, tot felul de rebeliuni care se duce și omoară pe ceilalți sau mai ales bisericile, cei care sunt creștini. Nu au ce să mănânce, nu au ce să bea și vin rebelii, puși, vin foarte mulți islamici și musulmani vrea să biruiască și să stăpânească peste tot și să impună religia lor. Ne uităm ce războaie sunt acum în toată lumea și ce se mai pregătește, dar vă spun sigur că va începe prigoana cât de curând este foarte mult. Noi zicem că încă la noi nu este, dar du în China, că ei sunt cu uh, prigoniți de atâta vreme, de atâția ani de zile. du în alte țări musulmane, unde sunt creștini, cât sunt de prigoniți, omorâți, arse biserici. Prigoana este mai mult cum n-a fost niciodată. Noi încă nu putem spune că suntem prea prigoniți, ne văităm de cele mai mici lucruri, că nu, crede ce spun eu sau că ți-a zis un cuvânt urât. Ia gândește-te să vină să omoare, să arde biserici, să-ți fure totul din casă, să împuște, să să-ți omoare copiii în fața ta. Ia gândește-te și asta pentru Hristos. Câți vom rezista? Trebuie pregătit de acum că vom face o alegere. Este o alegere să rămâi tare pe credință sau să lași frica să vină și când vezi că te torturează, te lepezi. De ce zice acolo Noul Testament că va veni lepădarea de credință? Și a zis, Doamne, nu, nu îngădui. Ai milă de noi, nu îngădui așa ceva, Doamne. Indiferent, și alți creștini au fost torturați, și alți creștini au fost împușcați și omorâți, și alți creștini au pierdut tot de dragul Domnului și chiar ascultam mărturia unor femei care au pierdut tot. I-au omorât toate, au omorât mame, au omorât copii, n-am are nici căsuță, nici nimic, nimic. Dar avea bucurie pentru Hristos totul. De ce? Și în țările din India, și din țările musulmane, ei când se pocăiesc și când fac legământul, apa botezului, li se spune clar, îl urmez pe Domnul cu riscul că vei fi omorâtă, vei fi torturată și vei fi prigonită și ți se va la tot. Da! de deci cei din star pornesc cu această conștientizare că vor fi omorâți pentru Hristos. Și noi, atâtea lupte și certuri în biserică. Cum te îmbraci? Că de ce ai zis așa? Că femeia așa? Că el așa? O, Isus! Și te aștept să fii tare când vine prigoana, când tu te-ai concentrat și ai făcut alege să te gândești la lucruri care nu sunt atât de importante, în loc să ne uităm la Hristos și cum să facem să fim tari în Hristos și să ajutăm pe cât mai mulți să intre în împărăția lui Dumnezeu într-o relație cu Hristos, Domnul. Domnul Iisus să ne ajute la asta. Deci, este o vreme. Dacă nu ești pocăit și n-ai făcut legământ cu Domnul, acum este timpul să alegi să te întorci la Domnul. Alege să te pocăiești. Alege să devii copilul Domnului. Alege să-L asculți pe Domnul, să-L iubești din toată inima, din tot sufletul și cu toată puterea și datorită acestei relații de dragoste vei putea să iubești pe cei din jurul tău, indiferent cât te lovești și te rănezi, fie mamă, fie tată, sos, soție, copil, vecin. Vei putea să iubești, vei putea să ierți în momentul când ai început să ai o relație de dragoste cu Dumnezeu și primești dragostea lui care a fost turnată în inimile noastre, că tot a lui este, că la noastre sunt deja uh, dizolvate, nu mai avem noi nimic bun în noi. Dar de la el primim totul și putem să iubim mai departe. Este o alegere să alegi să fii sfânt și curat, să fii plăcut Domnului. Și este o alegere să avem tot felul de compromisuri în viață. Dar e ok, suntem oameni, mai greșim, nu mai te scuza, e o alegere. Este alegerea ta să continui să faci compromisuri. Este alegerea ta să stai cu Domnul sau să stai la filme. Este alegerea ta să bârfești sau să cânti și să lauzi pe Domnul, să mișlocești, să te rogi. Este o alegere. Radicală, care astăzi, Domnul meu, ne -o cere, suntem la răscruce de drumul. Din nou, Domnul meu, să aminte, văzând um, documentare, câte dureri și păcate sunt în biserică, cum a spus, fie că e prigoană, fie că liderii păcătuiesc pe ascuns, fie că sunt atâtea lucruri dureroase. Și din nou mi-a dus Domnul aminte, Iisus plânge pentru cetate, Iisus plânge că știe cine e următorul care va cădea, Domnul Iisus știe și plânge pentru necazul care va veni și noi nu suntem gata, și nu suntem pregătiți și nu suntem sfinți și nu căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și ne ocupăm de lucruri de nimic, ne ocupăm prea mult de viața aceasta pământească și încercăm să avem un confort plăcut, să ne distrăm, să ne bucurăm. Nu e Domnul împotrivă să te bucuri de viață. Dar cât de mult ne gândim la o viață sfântă, plăcută lui Dumnezeu, Cuvântul Domnului ne spune fi sfinți, că eu sunt sfânt, se poate să fii sfânt. Prima dată suntem sfinți datorită jertfei Domnului Iisus, datorită credinței în El. Și apoi ce duceți sfințirea până la capăt cu frică și cu, cu tremur? Nu ne putem permite. Ok, fiecare zi lască, îmi permi și asta și asta. Nu-ți mai permite nimic, nu mai alege nimic. E o alegere inconștientă care o facem în fiecare zi. Este o alegere să strujești Domnului sau să stai nepăsător. Sunt atâtea lucrări care pot, putem să facem ca și creștini. Nu neapărat trebuie să mergi în misiune în Africa sau în India sau în altă țară. Nu neapărat trebuie să dai toți banii, dar sunt slujbe pe care fiecare din noi le putem face. Dar înainte să facem o lucrare pentru Domnul, noi trebuie să-i slujim Lui. Ca și Maria la picioarele Lui. Mulți vor și-am mai spus și trebuie să slujim în jur oamenilor prin orice metodă. Dar nu uitați, ca să vezi rezultat, trebuie să-i slujești întâi lui, relația intimă cu el. Este o alegere să căutăm mai întâi împărăția lui, decât să căutăm mai întâi lucrurile pământești. Dar avem nevoie de bani, avem nevoie de servicii, avem nevoie de casă, știu. Așa este, că asta este viața pe pământ. Dar, Doamne, ce, caută mai întâi împărăția mea pe mine și celelalte vor veni pe deasupra. Adică Domnul te va călăuzi. Când vede Domnul inima ta că îl cauți mai întâi pe el, mai mult decât banii, mai mult decât casa, mai mult decât orice, Doamne, ceea ce vreau ești tu. Aleg astăzi să te strujesc, aleg astăzi să te iubesc, aleg astăzi să fac ce-ți place ție, aleg astăzi să stau în rugăciune, aleg astăzi să postez și postul este o alegere. Păi eu nu pot, că nu pot să las cafea, te cred, te înțeleg, dar totuși este o alegere. Sufere, dați ok, te doare capul. Ia acolo o pasire de cap dacă chiar nu mai poți. Dar alege să slujești Domnului. Alege să te retragi să stai cu Domnul. Alege să stai cel puțin o oră în rugăciune. Este o alegere și Duhul Sfânt îți va da din puterea Lui, din Harul Lui. Ca să poți să duci acea zi, să poți să te roși mai mult, să miștocești mai mult, să poți să faci bine, este o alegere în viața noastră. Este o alegere să alegem mai întâi rugăciunea decât să fugim repede pe Facebook, pe internet, să fugim repede la muncă, fugim repede. Este o alegere și făți un program să ne facem un program. Mai întâi, Domnul, mai întâi puneți picioarele jos, genunchii jos și spui, Doamne, te iubesc, te ador. Încă o nouă zi, Îți mulțumesc, Doamne, spredau trupul meu, ochii, gura, nasul, picioare, mădurarele mele, toate sfințește-le și ți le vreau să le pun în slujba ta în această zi. Este o alegere și cu cât practici devine, cum am spus la început, un obicei sfânt pentru viața ta și viața mea. Alege să-i cânți, alege să citești cuvântul, să meditezi și noaptea asupra cuvântului. Este o alegere. Și ce credeți că este mai important în 24 de ore decât Cuvântul, rugăciunea și închinarea, relația noastră cu Dumnezeu, să hrănim Duhul ca să semănăm Duhul, să secerăm viața veșnică, să secerăm binecuvântarea și puterea și tăria care avem nevoie, că nu se știe ce avalanșe și ce lovituri sau ce încercări vor veni în viața noastră. Nu mă aștept la ele, dar dacă vin, eu trebuie să fiu tare și de aceea dimineața când te scolpe, trece timp cu Domnul, este o alegere să mergi prin credință sau prin vedere da? Cei mai mulți mergem prin vedere că uităm, ne uităm doar la problemă, ne uităm la necaz. Doamne, de ce? Doamne, până când? Doamne, faceți voi ceva, rugați-vă voi pentru mine că eu nu mai pot. Domnul spune clar, cu cât stai în cuvânt, credința crește. Este o alegere să mergem prin credință și nu prin vedere. Acest subiect am mai vorbit, poate să mai vorbim despre el. Alege să ne gândim. Gândește-te înainte să vorbești. Gândește-te înainte să alegi. Gândește-te înainte. Este mare putere a gândurilor. Ce gândim? Vom fi, vom avea. Hai să gândim acum mult mai în detaliu fiecare amănunt în viața noastră. Și dacă, când s-a terminat ziua, gândește-te puțin de dimineață, de când te-ai sculat, ce ai făcut în ziua respectivă, ce am făcut în ziua respectivă. Și multe lucruri ai făcut, dar nici nu te-ai gândit. Să faci o alegere intenționată. Multe stări și situații, vorbe, vin natural. Așa le-am obișnuit. Nu trebuie neapărat să uh, uh, spună cineva ce trebuie să fac de când te scol, pentru că automat te duci la baie, te speli și așa mai departe. Dar cu când noi ne gândim intențional la fiecare amănunt, de când ne-am sculat până ne-am înculcat, Încep să ai o mai clară lumină a deciziilor tale oh, acolo am greșit, nici măcar nu m-am gândit și uite ce am zis, Doamne, iartă-mă, ajută-mă. Uite, nici nu măcar nu m-am gândit și eu m-am dus acolo. Poate că trebuia mai întâi să mă rog, că nu prea a mers bine lucrarea sau uh, situația respectivă. Doamne, ajută-mă să fac alegeri conștient. Să te gândești înainte să vorbești, să te gândești înainte să alegi la ce să te uiți, să te gândești înainte să alegi ceva. Totuși sunt alegeri. Dar vezi, este hai să ne gândim un copil care merge la școală. Da, merge la școală și pa, el nu și-a făcut temele. Indirect, el a ales să nu facă, că n-a știut, că n-a vrut, că a fost gândul la joacă. Mergând la școală, cere ajutor de la profesor, dar profesorul îi spune, ok, dar ți-ai făcut temele. Nu. Păi de ce? A fost o alegere. Nu neapărat că intenționată. Nu vreau să-mi fac temele. Nu. nu a păsat. Ne-a păsat Îndoială gândul la joacă și normal că rezultatul alegerilor inconștiente poate să-i cadă nota sau pierde examenul respectiv. nu e așa și cu noi? Deci, automat ies din noi foarte multe lucruri la care nu ne gândim cât de importante sunt sau cât de periculoase sunt. Să ne ajute Domnul ca să începem să ne gândim la fiecare gând, vorbă, fapt, de la fiecare alegere. Intri pe internet, unii nu știi, dar ai ales indirect să intri pe internet, să te uiți sau să pierzi vremea la nu știu ce show-uri, la nu știu ce. Este o alegere care a devenit o obișnuință în viața ta. Și tu trebuie să o scoți și va fi greu. Obiceiurile rele din noi durează mult timp, se zice 21 de zile, poate chiar 42 de zile, insistent să vii cu alegeri noi, cu decizii noi obiceiuri noi să le scoți spale negative afară. Dar trebuie să alegi să faci lucrul acesta. Este o alegere să minți sau să spui adevărul. Este o alegere să cauți fața Domnului sau să stai pe social media. Este o alegere să fi plăcut lui Dumnezeu sau să fi plăcut oamenilor, cum am spus data trecută. Este o alegere să stai acasă, nu la pe internet, sau este o alegere să, alege să mergi la biserică. Ești mult mai apreciat dacă ești în biserică și ungerea și prezența Domnului mult mai puternică în biserică decât pe internet. Asta e clar. Deci este o alegere să studiezi sau să fii leneș. Totul în viață este o alegere. De aceea, Domnul spune, alege să te bucuri în mijlocul necazurilor, alege să fii bun, să fii darnic, decât să fii zgârcit, alege să iubești, să ierți, să fii răbdător, alege să faci voia Domnului. Este o alegere. De aceea repet acest cuvânt și, și sunt multe și fiecare putea, poate să dăm exemple. Ne gândim în cuvântul Domnului. Nu, mama lui Moise, Iosif, a ales să-l ascundă pe copil, pe Moise. A fost în planul lui Dumnezeu, dar Biblia nu menționează că a venit un înger și a spus fii atent, oprește copilul ăsta, pitește-l, vezi, sau a venit uh, un înger la ea. Nu, ea a ales. Deci unele alegeri sunt inspirate de Dumnezeu sau de cea rău. Și noi nici nu știm. Că nu neapărat ai primit ceva. De aceea, cu cât suntem în Duhul, multe alegeri le vom face bune și nu trebuie neapărat să vină un proroc, nu trebuie neapărat să vină un înger, nu trebuie neapărat să vezi scris pe cer ceva. Ești în Duhul și vei face alegeri bune. Ești sub inspirația Duhului Sfânt. Ne gândim, la David și viața lui este plină de evenimente. A fost un om plăcut lui Dumnezeu și vedem că n-a fost și a putut să-l omoare pe Saul, a ales să nu-l omoare, a avut acea reverență față de Dumnezeu și față de unsul Domnului. Ce cum să mă ating de unsul Domnului, cu toate că Saul era lepădat și Dumnezeu nu mai îl dorea pe Saul. Totuși, această alegere a lui a fost de mare preț și plăcută înaintea lui Dumnezeu, cu toate că a și ales să cadă și în păcat. În loc să fie la război, s-a suit pe casă și a văzut o femeie dezbrăcată și a poftit-o. A ales să păcătuiască, a plătit consecințe, dar Dumnezeu l-a iertat și totuși a continuat mai departe viața lui. Sunt atâtea alegeri, dacă ne uităm, greșite și bune în Cuvântul lui Dumnezeu și vedem um, ce s-a întâmplat cu persoanele care au ales. Au ales să persevereze în rugăciune. Mă gândesc la Ana. A ales să continuă, chiar dacă a suferit. A perseverat în rugăciune, a fost o alegere, nu a renunțat și Dumnezeu i-a dat peste Samuel. Sunt atâtea alegeri. Ne uităm la ce vine prin Duhul Domnului, la Iuda. A ales. A ales să-l vândă pentru niște bani. Dar este clar, chiar dacă a fost cu Domnul Isus trei ani, jumătate sau cât a fost, viața lui nu s-a schimbat. Biblia nu menționează, dar e clar că inima lui era murdară, era plină de dorință să aibă bani, și stai să te gândești câți astăzi creștini nu vin la biserică. Ascultă cuvântul, se botează, chiar botează cu Sfânt, dar totuși inima lor nu este schimbată și totuși fac alegeri greșite, care rănesc pe Domnul Isus, rănesc familia, rănesc biserica. Deci, vedem clar alegeri ale oamenilor. Sunt foarte mult și sub influența Domnului, dar și a dar și de condițiile inimii respective Depinde ce a avut în inimă. Astăzi foarte mult fac alegeri greșite. Care, copii care au fost bătuți, care au fost abandonați, care n-au avut părinți sau n-au avut mai ales tată, fac alegeri greșite foarte mulți. Nu toți. Sunt și mulți care fac alegeri extraordinare și am văzut mărturii la foarte mulți care au fost orfani, care a fost trecut prin orfelinate în România, care au fost bătuți și abuzați și totuși ales. Și Dumnezeu le-a purtat de grijă și au ajuns să facă lucruri mari și frumoase. Este o alegere să-L urmăm pe Domnul sau nu. Este o alegere să căutăm mai întâi împărțirea în Dumnezeu. Multe exemple sunt, dar vreau acum să mă adresez. Poate cineva este la o răscucere de drumuri. Și acum, Domnul, prin acest mesaj, îți spune, tu trebuie să faci o alegere. Este o alegere care te va costa. Vei plăti consecințe sau vei fi binecuvântat. Deci, mare atenție, poate ești la o răscruce în care vrei să te căsătorești. Și este foarte importantă alegerea care o faci. O faci pentru că îți place de el sau de ea, că te-ai îndrăgostit atât de mult încât nu mai vezi și lucrurile negative. Cât timp ești îndrăgostit, nu vezi nimic negativ la el sau la ea. Le vei vedea după o vreme <laughs> și e târziu. Dar și atunci Dumnezeu poate să restaureze. Gândește-te, sfătuiește-te, petrece timp cu Domnul stai înaintea Domnului. Nu a proroci în niciun caz când ne vorba de căsătorie. Nu, nu are dreptul prorocul să spună așa ceva. Pentru că a fost atâtea și atâtea greșeli și atâtea familii despărțite din cauza aceasta. E vorba de tine, de inima ta, de standardele tale, la fată ca băiat, să te căsătorești cu acea persoană. Este o alegere, dar nu uita, alegerea care o faci ca și în căsătorie va trebui să fie pentru toată viața. De aceea trebuie mult să te gândești, mult să testezi persoana respectivă mult să te rogi. Perfectă nu o să fie nimeni, dar vei simți din partea Domnului dacă e să fiți împreună. Dar nu bazați-vă doar pe emoțiile de dragoste. Asta este foarte importantă, dar nu să fie doar atât. Poate vrei să te muți undeva. De asemenea, alegerea aceasta este foarte importantă. Un te muți în altă țară, în alt sat, în alt oraș, contează foarte mult, stai în post, stai în rugăciune, că această alegere, atâtea lucruri va schimba în viața ta. Când te muți într-o țară, în alta, nu va fi ușor că o iei cu totul de la zero. Și vor fi foarte multe provocări, vor fi foarte multe probleme și situații care nu știi ce să le, cum să le rezolvi și îți vine să te duci înapoi în Egipt, <găși> ca și poporul Israel. Dacă tu simți clar că e de la Domnul să te muți, atunci fă pasul acela. Dacă nu, apoi, între soși și soție, mereu am spus lucrul acesta, dacă amândoi nu sunteți de acord în acest pas al mutării, un exemplu, sau să cumpere o casă, lucrurile nu vor merge bine dacă nu stați în unitate. Pentru că să, când ceva nu merge bine, ce vezi din cauza ta, că tu ai zis și începe cearta și problemele și vai de acea familie și de copiilor, da? Deci, mare atenție. Al, când e să faci o alegere, să te căsătorești, să te muți, să cumpere o casă, stai mult la sfat cu Domnul, stai în și rugăciune, studiază, întreabă, cere ajutor cât de cât. Și în felul acesta vei Vei primi binecuvântarea în urma alegerii tale. În același timp, uh, poate veni spite să faci ceva neplăcut. Oh, pare foarte interesantă afacerea asta. Și ești tentat să te duci, dar neștii că acolo trebuie să faci niște compromisuri. Neștii că poate investești niște bani și sunt uh, scamuri din astea și pierzi tot. Dar cu gândul la bani. Cu gândul că o să câștig mai mult, cu gândul că o să ajung bogat sau o să ajung să-mi dau casă. <coughs> Poți să faci compromisuri, de aceea stai, gândește, te studiază, întreabă, oare chiar afacerea asta este cinstită, este curată? Oare chiar, ce este mai important, integritatea mea sau banul? Oricum vei pierde. Toți ca care mint, toți care fac falsuri în acte, toți vor pierde. Mai devreme sau mai târziu. Asta este dreptatea lui Dumnezeu. Da? Adevărul trebuie să stăpânească în inima noastră. Mai bine sărac și lipsit, dar cu Domnul și cu liniște, decât să nu dormi, te agiți pentru că ai făcut niște compromisuri. Este o alegere, nu uita. De aceea, gândește să fii conștient de consecințe. Nu te grăbi, când e vorba de a face alegeri importante în viață, care e vorba de mulți ani, ca și căsătoria, ca și mutatul, ca și să scumpere o casă, să scumpere o mașină și business și atâtea alte alegeri în viață, aici nu trebuie deloc să te grăbești. Stai cu Domnul cât poți de mult. Ca Dumnezeu să te lumineze, să-ți arate, chiar dacă pe drumul acesta vor mai veni provocări, vor mai veni opoziții, dar toate sunt cu un scop să te lumineze mai mult, să te întărească mai mult, să te învețe să sari peste ele sau îți dă puterea să treci biruitor prin încercări, prin opozițiile, prin provocările care vin în calea ta. Mult mai mult ar fi de spus la acest subiect despre alegeri. Alege viața, alege sfințenia, alege să fii plăcut Domnului, alege calea, adevărul și viața, alege să-L iubești pe Domnul, alege să faci bine jurul tău. Alege întotdeauna inima să fie curată. Că numai cei cu inima curată vor vedea pe Dumnezeu. Alege să fii diferit. Chiar dacă pierzi mulți prieteni, dar poate că nu te ajuta cu nimic ca să fii mai sfânt, mai aproape de Domnul și plăcut Domnului. Așa că e ok. Chiar dacă ești singuratic pe drumul acesta al alegerilor tale, e ok. Dumnezeu te va ajuta, Dumnezeu te va întări. Sunt persoane care știu că sunt prin Europa și mai îmi scriu că sunt foarte singure, că are grijă de un bătrân, de o bătrână, nu sunt biserici în zonă, nu știu limba, nu uh, au mașină ce să facă. E singurătatea foarte mare și foarte grea. Dar am spus, nu te grăbi. Dacă tu ai simțit la Domnul că ești acolo și prin bănuțul de acolo pe tine te va ajuta. Este cea mai plăcută formă de singurătate de a fi cu Domnul. Bine ca internetul, trebuie să alegi la ce te uiți. Alegi ce citești. Contează și aceasta. Dacă sunt tot felul de mesaje care nu neapărat te cresc spiritual. Mai multe provoacă sau mai multe dărâmă. Este o alegere. Dar fii bucuroasă. Am spus la multe soror, că ești cu Domnul. Nu neapărat Domnul doar în biserică sau este doar la grup de rugăciune. Începe în cămăruța ta, tu și el, este cea mai mare, comoară. Intră în cămăruța ta, spune Domnul, încuie ușa după tine. Și Tatăl, care te vede nascuns, îți va plăti. Trebuie să învățăm să fim singuri cu Domnul. Că nu se știe, poate, cum a spus Vin, prigonit că nu mai poți să mergi la biserică. Ce faci? Chiar ai ajuns atât de dependent de biserică încât nu mai poți fără, e bine într-un fel de dacă tu n-ai viața ta de relație cu Domnul în nu ai ajuns încă la univers pe care Domnul vrea. Cel mai mult, viața mea personală s-a dezvoltat în Cămăruță, singură cu Domnul. Chiar dacă am citit foarte mult, am fost la nu știu câte seminarii și conferințe și biserică destul de bună, dar cel mai mult am crescut și mă bucur în continuare, singură cu Domnul în Aici este cheia. Intimitatea între soț soție este singur în camera lor, nu are nevoie de nimeni. Intimitatea dintre noi și Dumnezeu Tatăl Fiul Duhul Sfânt trebuie să fie doar noi singuri cu El, nu avem nevoie de nimeni. Cât timp depins de biserică, cât timp depins de persoane, de prieteni, de grupuri de rugăciune, încă nu ai ajuns să-L cunoști pe Hristos. Așa mi s-a spus mie odată. și m-am supărat, m-am răzvrătit, am zis, oh, eu îl cunosc. Și a trebuit să treacă timp, să ajung să înțeleg și să cred cu acesta. Dar sunt trepte și trepte. Dar vreau să spun, dezvoltă relația intimă cu Domnul. Alege aceasta. Și bineînțeles că avem nevoie de fraze, surori, bineînțeles că avem nevoie de biserică, nu le negăm. Dar începe aici. Și hai să vezi atunci ce frumos va fi. Și când nu va mai fi prietenii lângă tine, când nu mai va fi biserica, când ești dus într-o situație critică, tu nu te temi și nu ai slăbit în credință, că tu deja îl ai pe Domnul în tine și cu tine mereu. Oriunde ești, că ești la spital, că ești în cămăruță, că ești în avion, că ești în tren, că ești la muncă, Hristos e cu tine și în tine mereu, Duhul Sfânt este în tine și de aceea nu-ți lipsește biserica și nu-ți lipsește frații și că nu depinzi de ei, tu depinzi doar de Domnul. Dar avem nevoie, cum a spus, și e bine părtășia, dar nu depinde de el, că se poate să ți se ia. Cum rămâi atunci? Avem nevoie de Domnul, este o alegere. Mult ar fi de spus, dar vreau să mă opresc aici și să uh, mai ne rugăm în direcția aceasta, Doamne Tată. Îmi vine cântarea aceea care spune, te aleg mereu. Te aleg mereu, te aleg mereu. Iisus, Mântuitorul meu, te aleg mereu, te aleg mereu. Da, Doamne, fie soare, fie ploaie, fie îngheț, sau fie, Doamne, furtună, noi te alegem pe tine. Îți mulțumim de harul și de momentul când tu ne-ai cercetat. Am înțeles vremea cercetării și te-am ales pe tine, să fii Domnul și Mântuitorul nostru. Doamne, și în fiecare zi te alegem pe tine. Te rog, ajută-ne pe fiecare în parte să continuăm aceste alegeri sfinte, să alegem, să te urmăm, să te slujim, să te iubim, să te ascultăm, să alegem cuvântul închinarea și rugăciunea, să alegem postul și rugăciunea și dărnicia, să alegem să te iubim mai mult decât orice în lumea aceasta, Doamne. Te alegem pe tine, Doamne. Te rog, ajută-ne să înțelegem puterea alegerii noastre a fiecăruia și să ne gândim cât de mult am pierdut în viață și câte experiențe negative am avut, sau poate încă mai suferim datorită alegerilor greșite de atunci sau de atunci sau de atunci. Sau câte binecuvântări avem astăzi, pentru că atunci am ales ceva bun am ales să ascultăm, am ales să ne rugăm, am ales să te slujim, am ales să dăruim, am ales să facem voia ta, Dumnezeule. Și astăzi suntem binecuvântați și astăzi am crescut la un anumit nivel, că am ales să intrăm pe Zoom, am ales să mergem la biserică, am ales să stăm cu tine, am ales să iubim și nu să urâm sau să bârfim, am ales să mijlocim cu lacrimi alături de tine pentru sufletele pierdute pentru cei răzvrătiți, pentru cei care lovești și atacă. Alegem, Doamne, să fim ca Tine, să fim plăcuți Ție. De ne această conștientizare în fiecare minut al vieții noastre, conștientizarea prezenței Tale, Că tu ești cu noi și alegem să ne încredem în tine, chiar, drag, chiar dacă trecem prin Valea Umbrei Morții, chiar dacă trecem prin pustie și încercări, și în spitale, și moarte, și suferințe, alegem să ne încredem în tine, alegem să te iubim, alegem să ne punem toată încrederea în tine și să mergem prin credință și nu prin vedere. Chiar dacă ne e greu, dar știu că această alegere ne va bine binecuvânta, ne va aduce pace și bucurie și chiar răspunsul așteptat. Îți mulțumim, Doamne, că și în această zi Tu vrei să dezvolți noi aceste capacități, Doamne, de a fi foarte atenți și vigilenți, cum ne-ai mai vorbit, și câteva săptămâni în urmă, veghea și rugați-vă, veghea și rugați-vă, fiți atenți cu alte cuvinte, alegeți rugăciunea, alegeți să cauți fața mea, alegeți să fii plăcut mie, pentru că întuneric mare va veni pe întreg pământul. Dar peste noi răsare lumina, pentru că am ales să te iubim, să te strujim, să te ascultăm. Am ales să ne încredem în tine, Doamne. Mă rog pentru fiecare persoană care ascultă cuvântul în aceste momente, să-i dai puterea să facă alegeri spinte alegeri bune, alegeri bazate, Doamne, pe cuvântul Tău, alegeri înțelepte. Doamne, te rog, iartă-ne și ajută-ne să nu mai ne grăbim și să facem alegeri greșite în gândire, în vorbirea noastră. Doamne, iartă-ne câte alegeri greșite am făcut și am vorbit și am rănit și poate astăzi plătim consecințe. Iartă-ne, pune strajă gurii noastre și păzește ușa buzelor noastre cât ce rău va fi înaintea noastră. Ajută-ne, Haru, să alegem, să tăcem, să răbdăm, să alegem să vorbim cuvintele tale, să alegem să binecuvântăm. Doamne, îți mulțumim că Tu ne vei ajuta. Îți mulțumim, de Sfinte, că n-ai să ne lași. Și de azi înainte vom face numai alegeri frumoase, corecte, înțelepte, bune, care să te glorifice întâi pe Tine și să fie și pentru binele nostru. Doamne, și cer să ne faci frumoși în omul dinăuntru, să arătăm frumusețea Ta în afară, prin faptele noastre prin vorbele noastre, pentru că am ales să venim la tine. Și vrem și am făcut alegerea ca tu să domnești în noi, domnia ta, domnia lui Hristos în noi. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, în noi, Doamne. Facem această alegere din nou și din nou. În fiecare zi te vrem pe tine, că -și cu tine totul este posibil. Și cu tine ne, ne, pustim asupra unei oști în armate. Cu tine trecem prin foc și prin pucioasă. Cu tine suntem mai mult decât biruitori. Îți mulțumim. Binecuvântat să fie numele Tău, Tată, Fiule și Duhule Sfinte. Amen, amen, aleluia,